Ei, avem informații despre topul care va fi prezentat luni în live. Nu știm 100% dacă este real, pentru că știți foarte bine că se mai pot schimba lucrurile, mai ales dacă tot apar informații cu ce se întâmplă în emisiune. Ideea este cam așa. În momentul de față, topul fetelor se prezintă în felul următor. Gabriela este pe locul 1, Damaris este pe locul 2, iar Miruna este pe locul 3. Sincer, a început să-mi placă și Damaris. Îmi place, am văzut-o vorbind cu mai mulți băieți la petrecere și a început să-mi placă de ea. Acum, pe mine m-a încurcat foarte tare ceea ce a povestit ea la început și am primit foarte multe informații cum că se vor schimba lucrurile, mai ales în ceea ce privește povestea ei. Dar, nu știu, sper să nu fie surprize neplăcute. Mie v-am spus că a început să-mi placă și Damaris foarte tare. În topul preferințelor mele de până acum la fete se află Gabriela, bineînțeles Raluca, Miruna și acum și Damaris. Mă bucur foarte tare că este și Miruna în top. Îmi pare rău că nu este și Raluca, pentru că, sincer, fata asta chiar merită, este o fată extrem de deșteaptă, vorbește foarte fluent, este inteligentă, are toate atourile să fie și ea în top. Mă bucur foarte tare pentru cele trei fete, pentru că fac parte din topul săptămânii viitoare. Sper din suflet să nu se schimbe cu nimic, gen să nu vă dau informații eronate, pentru că știți că la noi pe canal niciodată nu ați primit informații eronate, doar așa de dragul de a face un vlog. Întotdeauna m-am informat și am vorbit la subiect. Acum am văzut, din păcate, că foarte multe dintre susținătoarele altor fete au început să dea în Gabriela. Mie, sincer, îmi pare rău că fac asta, pentru că totul se va răsfrânge asupra fetei pe care o susțin. Întotdeauna a fost așa, când cineva începe să dea cu noroi într-o altă persoană, totul se răsfrânge asupra favoritului, adică asupra fetei pe care o susțin. Sperăm să nu fie așa, pentru că fata asta chiar e mișto și merită multă susținere. Aștept comentariile dumneavoastră cu privire la topul fetelor și să vorbim mai multe, tot ce doriți dumneavoastră, dar să nu fie cu hate, vă rog, pentru că suntem la începutul emisiunii și nu are rost să vorbim urât, mai ales despre concurenți, indiferent de ce fac susținătorilor. O zi minunată!